Prieteni, vă spun bun găsit și regăsit la timpuri repovestite. Ca de obicei, Otilia, adică eu, povestitoarea voastră, vin către voi cu o istorioară care n-a fost cunoscută probabil în modul acesta. Ați remarcat deja că tema aleasă este despre un alt dictator care a încercat și el să semene cât a putut de bine cu alții contemporanei săi, în special cu Hitler, căruia îi era foarte devotat. Despre Mussolini, noi am mai menționat întreagăt într-un material anterior dedicat Evitei Peron, în care spuneam că soțul ei, Juan, venise în Italia să ia lecții de fascism de la Mussolini. Mussolini care la rândul său aplica în Italia tot ce se putea de pe la Hitler. Însă, înainte să fie Mussolini cel pe care astăzi îl cunoaștem, il duce dictatorul fascist, până la urmă cine a fost el? Ca de obicei, nu vom intra adânc în cariera sa politică și ne vom referi doar la lucruri despre viața sa privată, mai mult sau mai puțin cunoscute. Rezumăm prin a spune că femeile l-au iubit multe, iar el doar pe unele. Însă, ca și omologii săi fasciști, nu putea să nu facă paradă cu amorurile sale. Să ai o soție și familie dădea foarte bine, să ai amante era și mai bine, cu excepția cazului în care rămâneai doar la una. Aceasta nu era deloc o imagine despre un bărbat puternic. Așa se dădea moda la fasciști, așa a făcut și el. Și-a publicat și eseuri, chiar cărți autobiografice, în care ne spune despre el. A mai publicat și romane de dragoste, slabe, erotice, dar romanele lui, cu fantezii, de-ale lui. N-a învățat totul de la idolul Hitler, ci de la altcineva, de mai de-aproape. Povestim imediat. Benito Amilcare Andrea Mussolini s-a născut la 29 iulie 1883 într-un sătuc Predapio, undeva din Emilia-Romagna, într-o familie destul de nevoiașă. Mama era învățătoare, dar pe atunci nu era un statut prea privilegiat. Iar tatăl, Alessandro Mussolini, căuta adesea de muncă, cel mai frecvent făcea pe fierarul sau pe hotelierul, acolo unde avea șanse să găsească câte un post liber, care niciodată nu era stabil. Pentru că, pe de-o parte, era un om cu principii fasciste, pe de-altă parte, Italia de pe atunci era plină de revolte și munca nu prea se găsea. Prenumele Amilcare și Andrea sunt puse de către tatăl său în onoarea socialiștilor italieni Andrea Costa și Amilcare Cipriani. Deși tatăl său era un muncitor de rând, era un împătimit socialist și îl citea cu mare patimă pe Karl Marx. Și cu convingerile acestuia și-a crescut băiatul pe Benito, fiul cel mare. Nu era deloc Benito un fiu studios, era un rebel și un agresiv de prima clasă. Dar când a avut ocazia să vorbească despre el, Mussolini, ducele de mai târziu, și-a exprimat mândria față de originile sale umile și-a vorbit adesea despre el ca fiind un om al poporului. Dădea bine întotdeauna în fascism să fii un om al poporului. Dar familia Mussolini era de fapt mai puțin umilă decât pretindea dictatorul. Tatăl său era el fierar și hotelier și ce mai făcea el, dar mai era și jurnalist socialist cu jumătate de normă și mai ținea și discursuri înfocate de ale lui Karl Marx și mai era și fiul unui locotenent din Garda Națională. Mama lui Mussolini era într-adevăr profesoară, însă familia lor se putea într-adevăr numi puțin săracă. Locuiau totuși într-un mic palat la primul etaj, pentru că la parter se țineau discursuri politice, jocuri de noroc și tot felul de băute cu amante ale tatălui. Avea dreptate totuși Mussolini când afirma că erau nevoiași, asta din pricina tatălui, care i-a influențat foarte mult viața acestui mare om. Nu găsea el de muncă, pentru că, pe de-o parte, nici nu voia să muncească pentru oricine, și apoi, pentru că tatălui Mussolini își petrecea cea mai mare parte a timpului discutând despre politică în taverne și pentru că cei mai mulți bani de-ai casei se duceau pe amanta acestuia, mesele pe care le mâncau cei trei copii ai familiei împreună cu soția erau destul de slabe. Și da, din punctul acesta se poate spune că Mussolini a suferit în tinerețe. Dar Benito avea să meargă rapid pe urmele tatălui său, ignorând implorările mamei de a studia și de a se așeza la o carieră cândva.
La școală elementară a fost un copil neastâmpărat, neascultător, indisciplinat, agresiv. De fapt, era un bătăuș la școală și foarte capricios acasă. Pentru că profesorii de la școala din sat nu l-au putut controla, a fost trimis la o școală religioasă, salesiană, unde patronau învățăturile Sfântului Francisc de Sales. Acolo, la școala aceasta de la Faenza, Benito s-a dovedit a fi și mai supărător ca altă dată. A înjunghiat un coleg cu un briceag și și-a atacat pe unul dintre elevii salesieni care încerca într-un fel sau altul să-l țină imobilizat. A fost expulzat din acel colectiv și trimis la o altă școală, la Forlimpopoli, școală de la care a fost de asemenea exmatriculat pentru că a agresat încă un elev cu briceagul său. Crescând nu mult, dar ajungând la adolescență, Benito a devenit foarte rapid interesat de fete și de partea erotică a vieții. Agresivitatea pe care o manifesta cu băieții avea acum o nouă formă de manifestare în cazul fetelor. Chiar el a povestit mai târziu destul de multe în scrierile sale. Între două arestări, pe care le suporta foarte adesea, ieșea și câte un roman, vorba aceea. Benito Mussolini a recunoscut că în adolescență obișnuia să dezbrace toate fetele din priviri. Chiar înainte de a împlini 18 ani, pe când se afla la școala din Forlimpopoli, Mussolini era un client fidel al bordelului din oraș. Într-un fragment de început al unei biografii scrise, asta în timpul deselor perioade pe care le petrecea în închisori, a descris o partidă erotică cu o prostituată, al cărei corp flasc transpira prin fiecare por. De asemenea, a povestit cum le-a sedus pe verișoara lui și pe alte câteva prietene de-ale ei. Însă, aceste întâlniri erau scurte și neplăcute. Și-a descris și prima experiență erotică, brutală, cu o fată de la țară, pe nume Virginia. Era săracă, dar avea o piele frumoasă și era destul de atrăgătoare. Într-o zi am dus-o sus, am aruncat-o pe podea și s-a întâmplat restul. Ea s-a ridicat plângând, insultându-mă printre suspine că i-am luat onoarea. Probabil că asta făcusem, dar oare la ce fel de onoare se referea? Mai scria el. Aceste pasaje au fost inițial omise din autobiografia oficială, publicată în 1939. Tot undeva prin memoriile sale de prin închisori, prima parteneră stabilă se pare că a fost o rusoaică, agitatoare socialistă, o chema Angelica Balabanova. Era cu 14 ani mai în vârstă decât el și s-a plictisit repede de agresivitatea și de egoismul lui. Totuși, era un băiat inteligent, în ciuda caracterului mereu pus pe harță și agresiv, fără motiv, în ciuda pornirilor sale barbare cu femeile. Și-a promovat examenele finale fără dificultate. A obținut o diplomă de predare și a lucrat o perioadă ca profesor de școală, dar curând și-a dat seama că era total nepotrivit pentru o astfel de muncă. Să fii dascăl înseamnă să ai răbdare, iar el avea mare lipsă de așa ceva. El povestește că, pe când avea 19 ani, a lucrat 4 luni de zile ca profesor la o școală din Gualtieri. Acolo a cunoscut-o pe o femeie numită Luiga. Era soția unui soldat, era o tânără foarte frumoasă, cu care el s-a purtat mizerabil, dar am obișnuit-o cu dragostea mea exclusivă și tiranică. Mi s-a supus orbește, iar eu am făcut cu ea ce am vrut, mai spunea el. Erau și multe femei care locoleau pe acest dascăl. Nici măcar nu era frumos sau seducător în vreun fel minim. Era ascund și robust, cu pielea neatractivă și chiar dacă se mai ascundea sub vreo mustață, tot era urât. Corpul lui era îndesat și nearmonios, chiar dacă îl îmbrăca în uniformă. În plus, ce sărea în ochi era acea falcă proeminentă, de parcă ar măcina piatra. Și ochii întunecați erau și bănuitori, și prădători, și sfredelitori, încât te înfiorau. Nu era frumos deloc, ba chiar hidos, dar avea ceva magnetic, nedefinit. Femeile au înțeles mai târziu ce, chiar și cele care au reușit să-i reziste. Au înțeles și bărbații, de-abia când presa vremurilor îl captura în vreo fotografie alături de Hitler sau de alți oficiali naziști. Atunci cu toții au înțeles care era magnetismul său.
Dar Mussolini nu era atât de preocupat ce spun femeile sau alții despre el. El se vedea ca un om de acțiune și nu putea să stea priponit într-un sătuc în fața a 40 de elevi și să învețe carte. Nu era treaba asta de el. Era cumva sigur că soarta lui era să își lase amprenta asupra lumii în vreun fel. Undeva prin 1902, la vârsta de 19 ani, a plecat din Italia în Elveția, cu nimic în buzunare, în afară de un medalion de nichel de-al lui Karl Marx. N-avea bani și nici planuri de viitor, dar a mai fugit să scape și de serviciul militar obligatoriu, pentru că venise vremea. În următoarele luni, potrivit propriei sale relatări de mai târziu, a trăit de pe o zi pe alta, sărind de la o muncă la alta. A dormit pe sub poduri, în băi publice și ocazional cu câte o studentă la medicină, dar prefera o refugiată poloneză cu care amorul era, din ce afirma el, de neuitat. La 26 de ani, Mussolini s-a întors în Italia pentru a deveni jurnalist și a face politică, fiind arestat în mod frecvent. În timpul unei scurte perioade de libertate după o oarecare detenție, pe când locuia în casa tatălui său, s-a îndrăgostit de Augusta Guidi. Era cea mai mare fiică a amantei tatălui. S-a hotărât că vrea să o ia de soție, dar aceasta îl considera un om instabil. În schimb, fata s-a căsătorit cu un bărbat care avea o slujbă stabilă, de gropar. Atunci Mussolini, văzând așa, și-a îndreptat atenția către sora mai mică a Augustei, Rachele, despre care se bârfea că este sora lui Vitregă, pentru că îi semăna. Fata avea 16 ani pe atunci, iar el 26. În 1909, Mussolini tocmai terminase primul lui roman, Amanta cardinalului, singurul care a apărut în foileton în celebrul ziar Il Popolo d'Italia, Poporul Italiei. Nu a fost foarte bine primit romanul de către public, dar lui Rachele i-a plăcut. Și cea mai înțelegătoare dintre personaje, menajera, era cea care îi dădea viață pentru a-și salva stăpâna și se numea Rachele. Un an mai târziu, în 1910, într-o noapte, întorcându-se de la o piesă de teatru, probabil romanțios cumva, Benito cere tatălui său ca Rachele să se mute împreună cu el. Mama acesteia, mama fetei, care era și amanta tatălui, nici nu voia să audă. Cum așa ceva? Ok, deci nimeni n-a observat că Benito a încercat să fie măcar manierat, mai întâi. Propunerea a doua n-avea să mai fie pe același ton. Așa că Mussolini a scos un pistol și i-a spus: vedeți pistolul acesta, doamna Guidi? Are 6 gloanțe. Dacă Rachele mă părăsește, un glonț va fi pentru ea, iar celelalte 5 pentru mine. Este alegerea dumneavoastră. Și-o fi făcut cruce sau nu, cine știe, dar mama fetei, Ana, a dat cuplului binecuvântarea ei. Câteva zile mai târziu, Mussolini a închiriat 2 camere sărăcăcioase în Forli și acolo și-a dus iubita. Rachele povestește mai târziu: ne-am mutat acolo într-o noapte, îmi aduc aminte cât de obosit și fericit era, poate un pic nesigur de reacția mea pentru că actele de căsătorie încă nu erau gata, dar mi-am dat seama că în fața mea stătea bărbatul vieții mele, dragostea mea. Chipul lui tânăr era deja ridat din cauza luptei de zi cu zi, nu aveam de ce să ezit, am mers cu el. S-au căsătorit de-abia în 1915. Cei doi au avut o viață destul de grea, iar Mussolini a primit oferta să lucreze ca redactor la un ziar din Brazilia, ofertă pe care a fost tentat să o accepte, dar pentru că Rachele era deja însărcinată cu primul dintre cei 5 copii pe care i-au avut, a fost nevoit să refuze. Rachele, Benito și copiii lor au trăit 3 ani în acel mic apartament. El a devenit în timpul acesta secretarul Federației Socialiste din Forli, și banii câștigați i-a folosit pentru a-și finanța propriul ziar săptămânal, La Lotta di Classe, Lupta de Clasă. Scria singur toate cele 4 pagini ale ziarului, bea vin cu prietenii și din când în când ciupea de fund câte o fată drăguță, dar, pentru moment, îi era fidel soției. Ceva din biografia lui Mussolini și acum, după atâția ani, rămâne încă neclar. În vreme ce se însura cu Michele, undeva în 1914, deci cu un an înainte, se pare că avusese deja o soție, Ida Irene Dalser. Aceasta îl finanțase pe Mussolini și pe ziarul său și mai avea și un copil cu el, un fiu, Benito Albino Mussolini,
copil cu deficiențe pe care Mussolini nu îl recunoaște și tocmai poate de aceea. Era ceva grav să ai o asemenea slăbiciune în jurul tău când tu voiai să fii de oțel în lupta ta politică. Nu și-a recunoscut niciodată copilul și nici că a fost căsătorit cu această femeie. Îi va interna pe ambii în azile de nebuni unde vor și muri. Ida nu iese atât de ușor din viața lui, însă pentru început pare că nu pricepe ce-i se întâmplă, dar în timpul acesta adevărata soție recunoscută, Rachele, îi dă naștere a 5 copii, rând pe rând, 3 băieți și 2 fete. Mussolini, în schimb, nu se oprește din scris, așa că publică încă un roman, de data aceasta despre arhiducele Rudolf, care s-a sinucis împreună cu amanta sa la Mayerling. Bineînțeles că și noi, la timpurile povestite, am vorbit despre această tragedie. Vă recomand. La fel ca și amanta cardinalului, nu era decât un roman erotic, de slabă calitate, dar, ca în toată viața lui, Mussolini a avut pasiune pentru asemenea romane ieftine. În timp ce ziarul său La Lotta di Classe, adică Lupta de Clasă, a devenit un ziar influent, pe măsură ce mesajul lui se răspândea, Mussolini a început să petreacă din ce în ce mai mult timp departe de casă, astfel tentația care i-a apărut în cale a fost irezistibilă. Când a ajuns la putere, Mussolini era deja de nestăpânit și politic și erotic. Hărțuia toate femeile care ajungeau în camera lui de hotel, indiferent pentru care motiv. Lipsit de orice amabilitate, le siluia cu o pasiune frenetică. Nici nu le pregătea pe aceste vizitatoare pentru ceea ce aveau să întâmpine. Cumva, simpla lor prezență însemna că își dădeau acordul. În tinerețe, Mussolini prefera intelectualele, în special profesoarele. Dar pe măsură ce înaintea în vârstă, se mulțumea cu orice fel de femeie, atâta timp când nu era prea slabă. Îi plăcea ca amantele lui să aibă oarecare formă, dar și un miros puternic. Era atras în mod special de mirosul transpirației din ce povestea el. La rândul lui, nu era o persoană foarte curată, deseori prefera să folosească mai degrabă parfum în loc de apă și săpun. S-a și dus nebărbierit la o recepție organizată în cinstea regelui și reginei Spaniei. Amorul avea întotdeauna singurul scop de a-l satisface doar pe el. Nu se gândea vreodată la plăcerea sau confortul femeilor. Dar, cumva, nici pe ele părea să nu le deranjeze. Se spune că se arunca asupra jurnalistelor, soțiilor, membrilor de partid, actrițelor, menajerelor, conteselor, vizitatoarelor din străinătate. Multe spuneau că le plăcea abordarea lui țărănească, prostească, brutală. Le încânta această senzualitate a lui brută. Începea să înjure violent, apoi devenea foarte tandru, uneori mai cânta și la vioară. Una dintre amantele lui Mussolini a spus că a fost dezgustată inițial de această încercare a lui de a oferi ceva cât de cât romantism. Dar mai târziu s-a întors la el pentru că era incapabilă să reziste unui bărbat atât de important. Mussolini avea mâna liberă să se ocupe de femei, mai ales pentru că soția sa, Rachele, n-a vrut sub nicio formă să se mute împreună cu el la Roma și a rămas acasă cu copiii, dar știa despre numeroasele lui amante. Într-un fel sau altul, era convinsă că Benito își iubește familia și că avea o căsnicie fericită în termenii lui. Era muncitoare și încercată de viață, era soția fascistă perfectă și măcar de grija banilor se ocupa el. Ca toți fasciștii, pasiunea pentru sexualitate și copii a devenit în curând o politică publică. A impus dublarea ratei natalității. Italia avea, din ce spunea el, nevoie de familii numeroase pentru a exista mai mulți soldați, în timp ce proprietarii de afaceri erau instruiți să angajeze bărbați cu familie. A introdus chiar și o taxă pentru celibatul nejustificat, deci nu puteai sta așa necăsătorit la infinit, fără o justificare temeinică. Era un cult existent în toate țările fasciste. Mentalitatea hitleristă a continuat și în cazuri care făceau referire la toți, doar la el mai puțin. Într-un mod ipocrit, Mussolini a impus pedepse severe pentru adulter, dar mai dure pentru femei decât pentru bărbați. Cea care infecta cu sifilis, femeia, era considerată infractoare. De asemenea,
era împotriva dansului modern, avea el o problemă cu asta și îl considera imoral și nepotrivit. Il Duce, așa cum era el numit mai târziu, era devotat celor 5 copii ai săi, iar presa italiană l-a caracterizat drept uomo casalingo, adică bărbatul perfect. Dar era tot mai greu să-și ascundă activitățile deloc familiste și să împiedice apariția poveștilor scandaloase cu privire la viața lui extraconjugală, povești care au ieșit la iveală în presa internațională. Bineînțeles că presa din Roma, presa din Italia, nu sufla o vorbă. În tot acest timp, Mussolini nu era cunoscut decât ca activist politic sub diferite funcții. Peste 31 de titluri de ministru a avut în toată cariera sa. De-abia în 1922, nici nu împlinise 40 de ani, când organiza marșul asupra Romei, Marcia su Roma, a devenit până la urmă Il Duce. S-a întâmplat că, la ordinul său, mii de fasciști să se îndrepte către Roma pentru a prelua puterea. Intimidat și temându-se de un război civil, regele de pe atunci, Victor Emanuel al III-lea, îl desemnează pe Mussolini drept prim-ministru. În anii următori, Mussolini preia treptat întreaga putere, luându-și acest titlu de Il Duce, adică Ducele, impunând în Italia cultul propriei personalități. Dar Il Duce, așa cum i se spunea, nu putea să scape de poveștile amoroase ale trecutului. Nu foarte ușor, dar nici temător n-a fost. Ida Dalser, cea care se crede că i-a fost și soție și i-a dăruit un copil, i-a cerut recunoașterea publică, lucru care, după proaspăta impresie de familist pe care și-o făcuse, era destul de stânjenitor să arate lumii că de fapt mai avusese o familie înainte. Apoi copilul îl făcea de râs în lume, mai ales fiind handicapat. Povestea cu Ida Dalser era cam așa. Locuiseră ocazional împreună între anii 1910-1915, când el a părăsit-o. Femeia avea un fiu infirm și retardat mental, Benito Albino, pe care Mussolini fie că l-a recunoscut, fie nu l-a recunoscut, ca fiind al său. Apoi mai avea și oroare de deformitate și de boală. După ce a pus capăt relației, Mussolini a trebuit să o interneze într-un ospiciu, pe Ida. Mai ales că, între timp, se și căsătorise cu Rachele. Încă din 1913, când încă nu se căsătorise legal cu Rachele, Ida a început să se susțină peste tot că i-ar fi promis că o va lua de soție. Uneori, Ida mai schimba și povestea spunând că, de fapt, s-au și căsătorit și nu putea să-i cumpere tăcerea cu alocație de copil. Pe vremea când el încă lucra ca jurnalist la Il Popolo d'Italia, Ida venea în fața sediului împreună cu fiul său și striga lui Mussolini să iasă afară, dacă are curaj. Iar răspunsul lui a fost unul pur și simplu, foarte direct. A ieșit la fereastră cu un pistol. Bineînțeles că mult mai târziu, în 1939, a murit într-un spital de boli psihice din Veneția. Benito Albino Mussolini, acest fiu din căsătoria cu Ida Dalser, a primit ordin să nu mai declare vreodată că Mussolini era tatăl său și în 1935 a fost internat cu forța într-un azil din Milano, unde a fost ucis în 1942 după injecții repetate care au provocat coma. Dar asta este. Femeile din viața lui erau la fel de prezente ca și uneltirile politice. Mergeau mână în mână cu atentatele și strategiile sale fasciste. Mussolini nu uita nici de una, nici de alta, nici de iubire, nici de politică. Tot pe când o avea și pe Rachele, nevasta, și pe Ida, în calitate de ce-o mai fi fost ea, ambele femei care îi oferiseră copii, în 1913 a sedus-o pe anarhista Leda Raffanelli. Abia mai târziu femeia a aflat că el era căsătorit, iar Mussolini a explicat că pe Rachele, soția, nu deranja infidelitatea lui. A vrut să continue legătura, considerând că orice redactor de succes are nevoie de o femeie talentată lângă el, care să fie și amanta lui oficială. Însă, tot pe atunci, o altă femeie despre care Mussolini susține că mai iubit nebunește a fost Margherita Sarfati. Era un critic de artă la revista Avanti. Aventura lor a durat până în anii 1930. Era amanta lui oficială, singura rivală importantă a Clarei Petacci, despre care vom vorbi mai târziu. Urât și nemanierat cum era, brutal și indiferent, femeile picau ca muștele la farmecele lui. Și iată că în 1937, o actriță franceză, Magda Fontanie,
care lucra ca spioană pentru naziști și ca jurnalistă sub numele Magda Korabeov, a făcut o patimă nebună pentru el. A refuzat să mai plece din momentul în care l-a întâlnit. A venit la Roma pentru a-i lua un interviu lui Mussolini în 1937. La sfârșitul interviului, femeia a refuzat să se întoarcă la Paris fără ca el să se culce cu ea. Așa a și făcut, într-un mod cât se poate de violent, numai ca să scape de ea. Il Duce s-a culcat cu mine de 20 de ori, a declarat aceasta presei. Mussolini, pe de altă parte, încercând cu disperare să oprească zvonurile în jurul poveștii, a anunțat poliția și ambasada franceză că domnișoara Korabeov a abuzat de ospitalitatea lui. Magda a reacționat violent. Cum poți să spui așa ceva? Și-a încercat să se otrăvească. De ce să mă izgonești de lângă tine? După ce a ieșuat cu otrăvirea, l-a împușcat pe ambasadorul francez, pe care îl considera vinovat de pierderea dragostei celui mai minunat bărbat din lume. Cumva cum că ambasadorul ar fi pus niște bețe în roate între ei doi. Magda a fost arestată și condamnată la un an de închisoare pentru vătămare corporală gravă. În apartamentul ei, poliția a descoperit peste 300 de fotografii cu ea și cu Mussolini. Avea 27 de ani Magda când l-a cunoscut pe Mussolini. Pe atunci era agent Helena 8608. Când mai târziu a fost judecată pentru trădările sale de spioană, referindu-se la aventura cu Mussolini, ea ar fi declarat: singurul meu regret este că n-am fost spânzurată împreună cu Il Duce, în locul ultimei sale amante, Clara Petacci, a afirmat ea. A trăit în depresie adânci și undeva în 1960 tot a reușit să-și pună capăt zilelor cu o supradoză de medicamente. Mussolini deja ajunsese în stadiul în care nu mai avea el nevoie să aleagă femeile. Erau ele cele care își răvășeau complet viața numai pentru a fi cu el. Și poate cea mai semnificativă a fost amanta care efectiv a ales să moară împreună cu el. Femeia de care din răsputeri Benito Mussolini căuta să scape. Clara Petacci. În 1932, în timp ce se îndrepta către Ostia în mașina sa oficială, Mussolini a zărit pe marginea drumului o tânără care îi făcea cu mâna disperată și striga: Duce, Duce! I-a cerut șoferului să oprească, mai ales că a remarcat că fata părea frumoasă. A coborât din mașină și s-a dus la ea. Când i s-a adresat, ea a început să tremure de emoție. O chema Clara Petacci. Era soția unui ofițer al forțelor aeriene italiene, de care ulterior, bineînțeles, a și divorțat. Ca să scape de el, Mussolini l-a trimis în Japonia. Clara avea 24 de ani, iar Mussolini avea 53 în momentul întâlnirii lor. Cu ochii verzi, cu picioarele lungi și drepte și un piept foarte generos, fata era exact pe placul lui Mussolini și, când stătea ea așa pe marginea drumului, fluturând din mâini că vrea să-l oprească, bineînțeles că a văzut-o din start, că era o femeie frumoasă. Se pare că fata avea și o voce răgușită, cu dinții foarte mici, dar învățase să zâmbească cu buzele foarte puțin depărtate. Se pare că era și foarte ipohondră, dar sentimentală și mai degrabă prostuță și foarte devotată ducelui. Și el simțea un devotament față de ea, reușind chiar să ajungă la timp și pentru a fi alături când ea a fost cândva operată, lucru care nu s-a întâmplat cu alte femei din viața lui. Dar când era vorba despre amorurile dintre ei, nu era mai tandru decât de obicei. Mussolini i-a dăruit un apartament în Palazzo Venezia, unde se întâlnea cu ea între întrunirile de politică pe care le avea. Relația chiar a funcționat. Au rămas împreună 13 ani și, când a avut ocazia să scape, Clara a ales să moară alături de el în 1945. În tot acest timp, fata a știut că Mussolini nu își va părăsi nevasta și familia pentru ea, și mai știa și că nu era singura lui amantă. Totuși îl aștepta mereu în apartament, ore în șir, citind romane de dragoste, desenând modele noi de rochi, făcându-și unghiile sau pur și simplu privind în gol, pe fereastră sau chiar în oglindă. Deseori Mussolini ajungea abia pe la 10 seara, alteori nu mai ajungea deloc. Cu o răbdare incredibilă, Clara îi tolera micile abateri din ce spunea ea. Dar se temea tot timpul că va pierde dragostea lui Mussolini. Se îngrozea la gândul că acesta s-ar putea întoarce la una dintre vechile lui amante sau că își va găsi o amantă nouă.
Angela Curtis sau Margherita Sarfati erau două nume care apăreau în mod constant și auzise că ar exista și o altă femeie pe numele Irma, care încerca să îl fure. Câteodată se certa și cu Mussolini din cauza amantelor sale. Și ea era doar o amantă, dar voia să fie ceva mai mult pentru el. El se enerva și o jignea, iar ea începea să plângă, ceea ce îl scotea și mai tare din minți. A întrebat-o și pe Zita Ritosa, amanta fratelui ei, ce să facă pentru a nu pierde dragostea lui Mussolini, iar Zita a sfătuit-o să nu cedeze atât de ușor. Clara i-a zis până la urmă că a încercat și asta, dar n-a părut să aibă efect. Ce-i drept, în 1939 Mussolini încerca deja să scape de ea și i-ar fi mărturisit prințesei di Gangi din Sicilia că o considera pe Clara dezgustătoare. Până la urmă, într-un fel sau altul, toată lumea știa că ea îi era amantă. În primăvara anului 1943, polițiștii care păzeau intrarea din Palazzo Venezia, acolo unde ea locuia, au primit ordin să nu o lase pe Clara să intre. Aceasta, cum necum, s-a strecurat pe lângă ei și a intrat, găsindu-l pe Mussolini de neclintit și nemilos în privința relației lor. "Consider relația încheiată," i-a spus el. Era replica de rămas bun pe care o folosise de sute de ori cu alte amante. Dar Clara a început să plângă, iar el a cedat. A mai încercat de câteva ori să scape de ea, dar rezultatul era întotdeauna același. Ce să facă cu această femeie care devenise o pacoste pe capul lui? Războiul nu mergea bine deloc, iar legătura cu ea îl făcea să se simtă slab. Nu conta dacă avea și alte 100 de amante pe lângă ea. Devotamentul față de una singură ar fi generat multe zvonuri dăunătoare imaginii sale. Mai era că și unul dintre ofițerii săi spunea că ea îi făcea mai mult rău decât ar fi pierdut el 15 bătălii. Îi încerca din toate răsputerile Mussolini să o facă să se depărteze. Ea nu, nu și nu. Chiar dacă uneori îi mai dăruia mici atenții, adică câte un cadou din când în când și poate 500 de lire pentru a-și cumpăra o rochie, adică un nimic toată, contribuabili italieni chinuiți au crezut că Mussolini se folosea de banii lor pentru a-și ține amanta în lux, în timp ce ei sufereau din cauza sărăciei și a războiului. De fapt, Mussolini, pe lângă câte defecte mai avea, era renumit prin faptul că era zgârcit. Era într-adevăr generos doar cu familia sa. În rest, amantele sale se întrețineau singure. De fapt, patronii de magazine și oamenii de afaceri din Roma îi întrețineau stilul de viață. Au copleșit-o cu haine și parfumuri scumpe, dăruite în încercarea de a intra cumva în grațiile ducelui, dar asta n-a funcționat. În fața figurii sale impasibile și de neclintit, Clara îl implora: "Nu te voi mai vizita în timpul zilei, doar după lăsarea serii, pentru câteva minute, numai să te văd și să te sărut. Nu vreau să provoc un scandal." În iulie 1943, după debarcarea aliaților în Sicilia, Marele Consiliu al Fascismului, Gran Consiliu del Fascismo, a votat înlăturarea lui Mussolini de la putere. A doua zi a fost arestat din ordinul regelui Victor Emanuele al III-lea și Clara a fost și ea arestată și închisă în castelul Visconti din Novara. Și-a petrecut timpul scriind tot felul de scrisori de dragoste iubitului său Benito, căruia îi spunea Ben, și-a umplut jurnalele cu amintirea ale momentele lor minunate petrecute împreună. Ea scria: "Mă întreb dacă vei primi vreodată scrisoarea mea sau dacă o vor citi ei. Nu știu și nici nu-mi pasă dacă o citesc, pentru că, deși înainte eram prea timidă să-ți spun că te iubesc, astăzi o spun întregii lumi și pot să strig de pe acoperișul clădirilor: te iubesc mai mult decât oricând." Scrisorile n-au ajuns niciodată la Mussolini. Au fost interceptate și păstrate. Mussolini, în perioada aceea, a fost salvat din închisoare de către germani și s-a retras în nordul Italiei ca să se recompună cumva politic. Clara, aflându-se în Novara în perioada aceea, a aflat că iubitul ei era liber și s-a dus după el în ciuda tuturor pericolelor. Nemții, fasciștii, de fapt, care încă îl mai susțineau, au zis că poate îi este de ajutor lui Mussolini și au lăsat-o să fie acolo. Le-au găsit și o vilă ca să își refacă cumva moralul și amorul. Dar despre ea și el a aflat iarăși soția Rachele, care se ținea și ea după Benito. Gelozii de femei, pentru că niciuna nu era în gradul să-l facă pe Mussolini să se întoarcă la vreuna sau acasă, nu încă cât nu se terminase politica cu răsturnările de guverne, iar războiul nu mergea deloc așa cum trebuia.
Crizele lor de femei îi mai trebuiau lui atunci. Totuși Mussolini accepta să se întâlnească cu Clara, la rugămințile acesteia, la plânsetele acesteia. Întâlnirile erau scurte și triste. De două ori i-a spus că nu vrea să o vadă, de fiecare dată ea începea să plângă, iar el, odată exasperat, începea să se răzgândească. În cele din urmă, Rachele n-a mai rezistat și s-a dus să o vadă pe Clara, adică să o scoată cumva pe această femeie din viața stoțului ei. Se pare că undeva într-un salon, Clara, pe tacii, stătea tăcută în timp ce Rachele începuse să o cărască. Când Rachele a părut că s-a mai calmat sau măcar când a făcut o pauză, aceasta i-a spus timidă: "Il duce vă iubește, doamnă. Mi-a interzis întotdeauna să vorbesc urât despre dumneavoastră." Pentru moment se pare că această replică ar fi mulțumit-o pe soția Rachele, Rachele Mussolini. Dar ea venise acolo ca să o scoată pe această femeie din viața soțului ei și n-avea de gând să plece fără acest rezultat. A început să o insulte pe Clara. Dar până la urmă Clara, într-un acces de ingeniozitate, l-a sunat pe Mussolini. "Ben, soția ta este aici. Ce să fac?" l-a întrebat ea. "Ce să facă? Nimic." De când avea el, Mussolini, chef să intre între cele două femei, n-avea decât să se păruiască. În cele din urmă, Rachele a plecat blestemând. Iar blestemul ei, de rămas bun, a fost: "Vei ajunge în piața Loreto," a avertizat-o pe Clara. Acela era locul de întâlnire din Milano al prostituatelor ajunse în mizerie. Nici nu știa ea că așa avea să se întâmple, doar că altfel. Între timp, Mussolini a ales la cine să se întoarcă, așa că s-a întors la soție, chiar dacă Clara era undeva pe acolo, pe lângă el, în nordul Italiei. Pe măsură ce aliații înainteau în peninsula italică, Mussolini a părăsit-o pe Rachele pentru o ultimă bătălie la Valtellina. Când și-au luat rămas bun în grădina vilei lor, i-a spus că era pregătit să se scufunde în tăcerea supremă a morții. Consilierii l-au sfătuit să fugă în Elveția sau în Spania. O fost amantă, Francesca Lavagnini, l-a invitat să stea cu ea în Argentina, în timp ce amanta, Clara Petacci, îi sugera să-și însceneze un fel de accident de mașină și să se declare mort. Toți îl voiau mort într-un fel sau altul, dar Mussolini a respins toate aceste propuneri. Și-a asigurat familia, adică pe Rachele și pe copiii lui, s-a asigurat că erau în siguranță și, cumva, a obligat-o pe Clara să fugă în Spania împreună cu familia ei. Familia Petacci l-a ascultat, dar Clara a refuzat să plece. "Îmi urmez destinul," scria ea unei prietene. "Nu știu ce mă așteaptă, dar nu mă voi împotrivi sorții." Și n-a plecat cu familia ei în Spania. Din Italia în Elveția, Mussolini putea fugi doar sub haine germane, așa că, înainte să treacă în Elveția, și-a pus o manta nemțească și o cască și s-a urcat într-un camion german. Pe măsură ce se îndepărta, Clara a fugit în urma camionului, cumva răvășită de despărțirea aceasta, încercând să se agațe de el, de camion. Dar unul dintre oamenii lui Mussolini a prins-o. A fost nevoie să-și folosească toată puterea pentru a o desprinde din partea din spatea camionului, de care rămăsese cumva agățată. Însă, la frontieră, cineva îl recunoaște pe Mussolini la blocajul rutier. În orașul următor, convoiul a fost percheziționat, iar el a fost cumva descoperit. Clara, nu se știe cum, cu ce mijloace, i-a ajuns din urmă, dar a fost arestată și ea pe loc. La început, n-a recunoscut că este Clara Petacci, dar apoi a mărturisit adevărul. Ea le spunea celor care au arestat-o: "Cu toții mă urâți. Credeți că am stat cu el pentru bani și pentru putere, dar nu este adevărat. Dragostea mea n-a fost egoistă, m-am sacrificat pentru el." Ea implora pe gardieni să o închidă în aceeași celulă cu el. "Dacă îl veți ucide, să faceți același lucru și cu mine," le-a spus ea. Ordinul a fost ca Mussolini și Clara să fie duși la Milano. Cele două mașini care urmau să-i transporte s-au intersectat pe drum, le-a fost permis să vorbească pentru câteva minute, iar Clara a avut o atitudine absurd de formală. "Bună seara, excelența voastră," i-a spus ea, iar Mussolini, fiind foarte furios că o vede, îi răspunde: "Doamnă, ce căutați aici?" "Am vrut să vă fiu alături," i-a răspuns ea, cu ochii plecați. Prizonierii, fiind escortați, au ajuns la Azzano, undeva într-o noapte, în jurul orei 4.
Apoi a apărut un bărbat, îmbrăcat într-o pelerină maro pe numele Audisio, spunând că a venit să-i salveze. Cei doi au fost duși la o vilă din apropiere și li s-a ordonat să coboare din mașină. Salvatorii, între ghilimele, erau partizani comuniști care primiseră ordini să-l asasineze pe Mussolini împreună cu cei 15 fasciști de seamă. Clara l-a luat în brațe pe Mussolini strigând, nu, nu, nu trebuie să o faci, nu trebuie. Lasă-l în pace sau te vom împușca și pe tine, i-a spus Audisio. Dar pe Clara nu impresiona amenințarea, pentru ea lupta se terminase sau se câștigase. Era alături de Mussolini. Apoi, dacă acesta trebuia să moară, atunci ea își dorea același lucru, așa că s-a agățat de el. Audisio, cel care primise ordinul să-i ucidă, a scos arma, a apăsat pe trăgaci, dar și-a ratat ținta, probabil din emoție. Clara s-a năpustit asupra lui prinzând țeava pistolului în mâini. În timp ce se luptau, Audisio a apăsat din nou pe trăgaci. Nu poți să ne ucizi așa, a strigat Clara. Dar Audisio a tras al treilea foc și arma s-a blocat, așa că a luat o mitralieră de la un tovarăș partizan și i-a împușcat. Primul glonț a ucis-o pe Clara, al doilea l-a atins pe Mussolini, prăbușindu-l la pământ, iar al treilea l-a omorât. Cele două cadavre au fost aruncate într-un camion în spate, peste cadavrele altor fasciști care fuseseră executați. Au fost duși la Milano, în piața Loreto, unde s-a împlinit o profeție a soției lui Mussolini. În piața Loreto au fost pânzurate cadavrele cu picioarele în sus de stâlpii de lumină. Fusta Clarei i-a căzut peste față, lăsându-i partea inferioară a corpului descoperită. Un partizan s-a urcat pe o ladă și i-a ridicat fusta pentru a păstra o minimă decență sau pentru a-i descoperi fața. Într-un mod ciudat, cu toate că amanta lui Mussolini a fost ani și urâtă și bârfită de toată lumea, mulți bărbați care se aflau acolo în acea zi au remarcat chipul Clarei. În ciuda noroiului și a urmelor de sânge, spuneau ei, era surprinzător de frumoasă. Murise în păcat alături de dragostea vieții sale. Benito Mussolini și Clara Petacci au fost uciși pe data de 29 aprilie 1945. El avea 62 de ani, iar ea doar 33. O zi mai târziu, pe 30 aprilie 1945, în timp ce trupele sovietice se aflau la mică distanță de cancelaria Reichului, undeva în Berlin, Hitler s-a sinucis. S-a sinucis împreună cu Eva Braun, cu care se cununase în ziua precedentă. Cu doi dictatori care au dispărut aproape simultan, de pe harta Europei, cel de-al doilea război mondial avea să se termine curând. Ce a rămas în urma lui Benito Mussolini? Ei bine, a rămas o poveste politică, o istorie a Italiei schimbată și o familie. Lui Mussolini au supraviețuit soția sa, Rachele Mussolini, doi fii, Vittorio și Romano Mussolini, și fiicele sale, Eda și Anna Maria. Un al treilea fiu, Bruno, a murit într-un accident aerian în timp ce pilota un bombardier într-o misiune de testare în 1941. Firul politicii și al dictaturii a fost oprit pentru o generație. Dintre fiii lui Mussolini, unii au mai continuat ceva pe urmele tatălui său, dar nu atât de puternic. Fiica cea mare, Eda, a fost o activistă. Eda Ciano, contesă de Cortellazzo și Bucarii, a ascuns multe jurnale ale familiei Mussolini și astăzi, iată că datorită ei s-au păstrat dovezi despre cine a fost Benito Mussolini. Vittorio, fiul următor, a fost critic și producător de film italian, celălalt fiu, Bruno, a murit într-un accident aerian, iar Romano a fost pianist, pictor și producător de film italian și creator de muzică jazz. A fost al patrulea copil și fiul cel mai mic al lui Benito Mussolini. Anna Maria, ultima fiică, nu se află în viață. Însă politica merge mai departe în linia familiei Mussolini, prin Romano Mussolini, ultimul fiu, chiar dacă acesta, la rândul său, a ales o carieră artistică. Romano s-a căsătorit cu Anna Maria Scicolone, care era sora Sofiei Loren, actrița binecunoscută. Romano și Anna Maria Scicolone au avut împreună o fiică, Alessandra, care pe de-o parte era nepoata dictatorului, dar pe de-altă parte era nepoata Sofiei Loren. Aceasta a continuat politica alături de Silvio Berlusconi, dar este cu totul altă poveste.
Dragii mei, povestea lui Mussolini a fost mai lungă, dar merită repovestită. Desigur că sunt aspecte care nici măcar nu au fost menționate în acest material, dar pentru că politica nu este tema acestui canal, astăzi am decis să ne oprim doar la atât. O poveste în sine este chiar povestea soției Rachele Mussolini, dar poate cu o altă ocazie. Până atunci, dragii mei, povestitoarea voastră de astăzi, Otilia, vă mulțumește că ați fost alături și, ca de obicei, vă invită la noi materiale data viitoare. Toate cele bune!